mare forță. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi, tocmai ce am terminat de verificat acest Volkswagen Passat din spatele meu. Este vorba despre un BTDI de 240 de cai pus pe un Passat. Mașina din 2015 cu 123.000 de kilometri, DSG și 4Motion. Prețul vi-l zic la sfârșit și astăzi o să și discutăm despre un caz foarte interesant. Așa că aveți răbdare până pe la mijlocul filmulețului ca să discutăm despre cazul ăsta, pentru că ne prezintă o dilemă etică, o dilemă morală. Și vă pun din start întrebarea asta. Ce ați face voi dacă ați fi dealerul care a vândut mașina asta? Ce ați face voi dacă ați fi clientul care ar cumpăra mașina asta? Și aveți un caz de ăsta similar? Bine, haideți să dăm drumul la episod și fiți atenți pe la mijlocul filmării ca să vedeți și dilema. Dragilor, asta este mașina. Este un Passat. Un Passat 4Motion. Arată bine, are faruri cu LED, are roțile care nu sunt așa de mari, în fine, cred că sunt pe 17 astea. Și este model Highline. E bine, super bine dotat. O să vedeți imediat așa cum arată. Are și cârlig de remorcare. Ca să vrei să remorchezi și este electric. Mie mi se pare că mașina arată foarte bine. Are și evacuării de astea fake. Aici nu intră nimic, dar arată bine. Un lucru important este că mașina are camere pe spate, în oglinzi și în față, adică, ce, cum îi zice BMW, camere 360. Și mie personal mi se pare că mașina asta arată bine. Acum, un lucru pe care, nu știu, poate îl știți despre mine sau nu știți, mie îmi plac break-urile. Mi se pare că sunt mașini practice. Poți să bagi bicicleta înăuntru, poți să bagi o grămadă de chestii, poți să dormi înăuntru. Și cam asta este mașina. Să trecem acum la partea de revopsiri. Prima chestie este că mie mi s-a oprit telefonul, nu mai am baterie deloc la el și mi-am notat în telefon ce e revopsit. Acum nu mă mai apuc încă o dată de testare, dar actualul proprietar a revopsit asta. Asta și cu asta. A avut zgârieturi superficiale, stratul de vopsea este destul de subțire. Avem o revopsire și pe capotă. Este foarte bine făcută, sigur n-a fost făcută aici. Și destul de greu de să-ți dai seama dacă n-ai un aparat de testat grosimea stratului de vopsea. Oricum, capota este super, super ok. Mai avem ușa asta care este revopsită. Asta se poate vedea pentru că diferă ca și nuanță puțin, puțin. Deci asta este făcută super ok și mai avem aripa asta, adică aripa dreapta spate. Și aici am verificat cu testerul de vopsea și chiar să vă arăt. Da, deci aici avem și destul de mult kit. Da, avem mulți microni. Asta înseamnă că aici a fost cumva mai atinsă, mai îndoită și mai șifonată toată bucata asta. Cam așa ceva și a fost și bara spate înlocuită. Asta înseamnă că mașina a pățit ceva în partea asta. Bara spate sau spoiler spate a fost înlocuit și avem armătura a fost înlocuită și capul de longeron este puțin îndoit, a fost îndreptat și a fost pus un clyster de ăsta așa ca să nu ruginească. Și acum exact asta este dilema dealerului auto. Ce ați face voi dacă ați fi dealerul auto? Ați spune clientului vostru un detaliu de genul ăsta, adică mașina, bă, vezi că mașina a fost un pic atinsă în spate, cu riscul ca clientul vostru să zică, domne, a fost lovită, dă-mi un preț mai bun sau nu mai cumpăr, sau a zice că nu știți, sau nu ați investigat deloc și v-ați gândit, bă, mașina merge, merge, e dreaptă, e dreaptă. Nu trebuie să fie perfectă și asta este. Ce ați face? Sunt mai multe variante. Dealerul care a vândut această mașină nu a spus clientului nimic despre incidentul ăsta. Nu a zis că este accident sau lovită. Pur și simplu este un incident. Nu este nici mic, dar evident că nu e mare. Adică n-a fost afectată structura sau așa. Dar oare de ce n-a spus? Fie a știut și n-a vrut să piardă vânzarea, fie nu a știut. Ambele cazuri sunt nasoale oarecum, pentru că te gândești, bă, ca dealer de Volkswagen ar trebui să știi. Nu tu ai produs mașinile, nu tu ar trebui să știi cel mai bine. Și realitatea din
de reprezentanță este că nu reprezentanța știe cel mai bine și dacă ați cumpărat vreodată o mașină și v-ați pârlit cu asta, ați experimentat-o pe pielea voastră. Bine, dar haideți să trecem mai departe. Asta este un raport auto-DNA pentru această mașină. Ea a fost cumpărată la 96.000 de kilometri, ăștia au calculat media și cel interesat pe proprietar era să vadă, adică pe cumpărător, dacă mașina la momentul respectiv, adică acum vreo 2 ani, nu? 2 ani jumate. Dacă acum 2 ani jumate avea vreo daună, vedem că nu există nimic. Așa. La finalul verificării ăsteia, o să ne uităm și pe raportul ăsta, cum îl cheamă, Car Vertical, să vedem ce găsim. Și dacă ce găsim bate cu realitatea din teren. Deci, practic omul a cumpărat mașina de bună credință, neștiind că a avut chestia asta mică în spate. Eu cred că ar fi trebuit să știe de ea și nu a știut. Aoleu, îți zboară foile astea. Avem cauciucuri DOT 2016. Nu mai sunt noi, sunt uzate cam 60% și pe față și pe spate. Avem discuri bune și plăcuțe care nu se văd oricum. Plăcuțe medii sau cam uzate pe față și pe spate. Alea pe față sunt mai uzate puțin. Și la fel și cauciucurile, a zice că astea sunt pe la un 70% ca grad de uzură. Și avem și discurile un pic mai uzate decât cele pe față, decât cele pe spate. Așa. Înapoi la concluzie. Ta-da! Așa arată motorul de 2 litri de 240 de cai, biturbo, turbina în spate, este un motor transversal. Are Haldex pe spate, adică Haldex diferențialul. La cutia de viteză a fost schimbat uleiul la 60.000 de kilometri. Acum are 123.000 de kilometri și ar trebui înlocuit uleiul la cutie. Și pe la vreo 90.000 a fost schimbat uleiul la diferențial. Are uleiul schimbat la motor, antigelul e ok, lichid de frână ok și nu există nicio scurgere pe care am putut să o văd nici pe deasupra, nici pe dedesubt. Despre motorul ăsta o să urmeze un episod complet, pentru că am tot zis că fac un episod, ca nu de fiecare dată să trebuiască să povestesc, dar da. Mie îmi place motorul ăsta, îmi place cum trage și da, mi-aș lua un motor de 240 de cai biturbo. Eu am experimentat probleme pe 180 de cai biturbo pe Volkswagen Caravelle. Pe ăsta de 240 de cai, cei drept n-am verificat foarte multe mașini, dar ăia care le-au cumpărat nu au avut probleme. Distribuția la motorul ăsta se schimbă pe la 160.000. Cei de la reprezentanții au recomandat proprietarului să schimbe distribuția la 120.000. Când ai schimbat-o? La 120? La 100.000. Ei mi-au zis 125, am schimbat-o la 100. Aha, deci ei au zis la 125, el a schimbat deja distribuția la 100.000. Singura problemă oarecum auzibilă este cureaua de accesorii, care puțin are un scârțit, dar ce drept mașina asta nici nu a mers foarte mult. Am dat la un moment dat și ăsta jos să văd dacă există scurgere acolo, acum e totul foarte cald. Nu știu dacă se vede. Nu avem nicio scurgere. Filtrul de particule este în stare bună și m-am conectat mai devreme și cu testerul să mă uit cât timp a mers mașina, adică de câte ori a schimbat treapta 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7-a și a 7-a nu prea a mers. Adică mașina asta are puțin kilometri pentru că a mers preponderent cu viteză mai mică și la drumuri mai scurte. Interiorul arată foarte bine, aici sunt târhaturile mele. Dar mi se pare că este un interior foarte fain. Avem scaune electrice și cam așa arată tapiseria la 123.000 de kilometri. Evident niște mici urme de uzură, dar per total arată bine. Hai să vedem cum se ține în mână volanul. Păi cum să se ține în mână volanul? Se ține foarte bine. Avem pilot automat adaptiv și funcționează. Avem LED-uri. Ce mai avem? Avem sistemul ăsta de camere. Am avut o mică eroare pe sistemul ăsta de camere. Așa, dar nu știu de la ce sunt și până la urmă camerele merg bine. Avem navigation, avem phone și avem ce mai avem? Avem moduri de condus. Moduri de condus avem. Așa.
pe sport merge bine, avem start-stop, auto-hold și scaune încălzite. Pe total trebuie să vă zic că ăsta este un loc foarte, foarte mișto în care să stai. Ah, și mai avem încă ceva interesant, chestia asta foarte mare aici, un plafon panoramic, panameric. Așa trebuie gresat. Și în rest, cam asta e. De închis și de deschis se funcționează ok, dar trebuie gresat pentru că produce puțin zgomot. Așa. Cam asta este. Mă, mașina trage bine. Nu e așa o bombă de accelerații. Cred că un Mondeo de 210 cai e un pic mai rapid decât asta, da. Din ce mi s-a părut mie așa subiectiv vorbind. Nu pe măsuratea. Mă, am prins că am aglomerat, sincer. Așa, acum se și dăm a treia. Da, are forță în toate treptele. Da, și ajungi repede la... Asta merge. Mașina. Practic acum o faci din manual, nu? Da. Eu dacă aș merge asta e ca și supra-trauna, ar bubui mă trebuie. Da, trebuie să ai grijă când faci downshift în modul manual. Am încercat odată, spun sincer, am încercat și m-am lăsat putut, adică... Da, am încercat din padelele astea. Și mi-am dat seama că nu e pentru mine. Dragilor, ăsta a fost drive testul cu mașina aceasta, cum am ieșit afară. Băi, am părul foarte slinos, mi-e un pic rușine, de asta am șapca asta pe cap. Am verificat și kilometri pe o grămadă de sisteme. Vedeți voi, să verifici kilometri la o mașină este destul de dificil. Trebuie să te conectezi într-o grămadă de chestii, să cauți tot felul de indicii. Am o siguranță de vreo 95% că această mașină cam are kilometri reali. Am verificat în multe locuri, am petrecut mult timp deja cu această verificare. Actualul vânzător a cumpărat mașina asta cu 22.000 de euro, 22.000, niciodată nu pot să pronunț super bine chestia asta. Mașina nouă a fost 45.000 de euro și acum suntem în anul, a trecut anul 6 și acum suntem între anul 6 și anul 7. Și proprietarul cere pe ea 17.500 de euro. Eu cred că mașina asta ar valora în jur de 16.000 dacă calculez cu indulgență deprecierea pentru Volkswagen. Dar acum este un an de, sau a fost un an de pandemie și prețurile mașinilor second hand au crescut. Și de asta cred că se poate vinde mașina asta cu prețul ăsta și de asta sunt mașini similare pe piață care sunt mai scumpe. Altfel, dacă ăsta ar fi fost un an normal, cum nu ne gândeam că o să fie... Acum 2 ani nu ne gândeam că o să trecem prin pandemie și anul ăsta o să fie anormal și anul trecut a fost anormal. Datorită acestor lucruri, cred că se poate vinde mașina asta cu un preț mai mare și nu știu dacă ați observat, majoritatea mașinilor au un preț mai mare. Dar acum, ca o concluzie, ajungem înapoi la dilema despre care am vorbit în introducere. Dacă ați fi un dealer auto și ați vrea să vindeți o mașină, ați spune despre dauna aia din spate sau nu ați spune despre dauna aia din spate? Și înainte de încheiere, o să ne uităm și pe raportul Car Vertical. Apropo, eu sunt foarte curios de rapoartele astea și niciodată nu mă uit pe rapoartele Car Vertical dinainte, pentru că vreau să văd, ok, ce spune realitatea, cum am testat eu mașina și ce spune un raport Car Vertical. Am văzut raportul Auto DNA și acum o să ne uităm și pe raportul Car Vertical, dar sunt... Raportul Auto DNA este de acum vreo 2 ani jumate. Car Vertical își actualizează, probabil și Auto DNA la fel, datele. Înainte să ne uităm pe raport, ați dat banii 17.500 pe mașina asta sau nu? Lăsați-mi părerea în secțiunea de comentarii. Și acum hai să ne uităm pe raportul Car Vertical. Și asta este mașina pe Car Vertical, Volkswagen Passat, bla bla bla, kilometrajul. Se pare că este ok, așa cum am văzut și eu, nu-i furată. Și să vedem ce accidente are. Pam, 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 pam. Când a avut întreținere, daună detectată, daună detectată.
2019-2021, sunt matriculată, bla bla bla. Haideți să vedem ce ne arată. În primul rând, avem kilometri reali, ăștia i-am văzut și folosind testerul și par a fi kilometri reali. Asta o dată, bun. Daune. Deci avem bara față, bun. Estimare 3.000 până la 5.000 de lei. Bara spate, 0 până la 500 de lei. Nu știu cum au trecut-o pe chestie, nu știu cum au trecut-o, dar bara spate a fost făcută nu în România. Deci nu știu cum au trecut-o pe asta. Avem ușa asta, da, ok, 500 până la 1500 de lei, o daună, bun. Și pe partea stângă ne mai arată tot bară spate și ușa stânga față. De fapt este toată laterala. Și după cum vedeți, nu apare nimic cu privire la dauna din spate. De asta este bine să verifici o mașină fizic, pentru că rapoartele astea sunt bune, dar nu sunt suficiente. Și o să sper că v-ați dat seama din toate cazurile pe care le-am tot prezentat că e un tool bun ăsta. Deci e important să folosești așa ceva. Așa, ce ne mai arată pe aici? Nimic, echipare, bla 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 bla. Și cam atât. Deci ce nu a văzut acest raport este dauna aceea mai importantă din spate. Bine, dragilor, asta a fost episodul de astăzi, unde am petrecut foarte mult timp la acest Passat și unde am analizat tot felul de chestii și am rămas și fără baterie la telefon. Mulțumesc că ne sunteți subscriber, mulțumesc că ne sunteți clienți și până data viitoare, dragilor, v-am salutat! Pa, pa!